zahărit. Ți-ai pus cuțitul în gât? Totul s-a petrecut azi noapte la ora 2. O târgujeancă de 50 de ani care se întorcea de la serviciu a respirat ușurată în momentul în care s-a văzut în fața blocului în care locuia, crezând că a ajuns cu bine acasă. Calvarul a început abia atunci când a intrat în scară la câțiva pași de apartamentul său. Un bărbat care inițial o întrebase cât este ceasul a intrat pe ușa din spate a blocului și a pus cuțitul la gât. În 10 minute tâlharul a fost imobilizat de polițiști și asta datorită curajului victimei care l-a fugărit pe cel care i-a smuls geanta de pe umăr. Polițiștii l-au prins pe suspect la mai puțin de 10 minute de la comiterea faptei. Acesta tâlhărise o femeie de 50 de ani în timp ce partea vătămată intenționa să intre în scara blocului unde locuia. Asupra suspectului a fost găsită poșeta în care se aflau două telefoane mobile, cardul bancar și documentele de identitate. Bărbatul de 30 de ani a fost audiat astăzi de procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, urmând ca instanța să decidă dacă poate fi cercetat în stare de libertate. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă să stea până la 18 ani după gratii.